Ai văzut cât de fragilă e viața, ordinea, normalitatea? În ultimii ani s-a văzut foarte clar această fragilitate. Și a devenit evident că e necesar ca fiecare să-și întărească viața. Cred că oamenii ar trebui să devină mai tari, mai hotărâți, mai neclintiți, să nu se lase așa în bătaia vântului. Personal, am trecut și eu prin zbateri de felul ăsta și a trebuit să port o luptă cu mine însumi ca să pot ieși din asta. Îți spuneam că am dezvoltat câteva metode de clarificare a misiunii personale care mi-au schimbat viața. Treptat am adunat aceste metode și le-am structurat într-o strategie cu cap și coadă în 4 etape și am aplicat-o pe mine și pe alți oameni și rezultatele au fost foarte bune. Recapitularea valorilor, stabilirea priorităților și clarificarea misiunii personale au întotdeauna efecte surprinzătoare cu impact în toate aspectele vieții. Și oamenii se simt împliniți și totul capătă sens. Dar lucrurile astea sunt firești, adică le simte fiecare, pentru că împlinirea ta ca om este o nevoie puternică. Simți asta. Este în noi un simț al sensului. Viața noastră este tragică pentru că este limitată. Timpul este puțin și de asta este poate cel mai prețios lucru. Iar din cauza asta, găsirea misiunii personale este o treabă urgentă, pentru că adevărata viață începe abia după asta. De ce tot să amână asta? Mulți cei care își găsesc misiunea se întreabă de ce nu au făcut asta mai din timp. Știi, există studii sociologice care arată că dacă într-o țară un număr mare de oameni își împlinesc vocația, atunci întreaga țară înflorește pe toate planurile, de la economie la cultură. Și știi că a existat un astfel de moment în istoria României. În perioada interbelică, după Marea Unire, o întreagă generație a înflorit în mod strălucit. Cum s-a realizat treaba asta? Povestește undeva Mircea Eliade. Și spunea că ei au simțit că, ca generații, că unirea cea mare, România mare, a fost un ideal românesc împlinit. Era împlinirea țării pe orizontală. Și simțeau că acum au această datorie și această șansă, posibilitate să lucreze la împlinirea rosturilor românești pe verticală, în plan cultural, spiritual. De asta generația asta o strălucit. A fost o generație care a dat genii și sfinți. În ciuda tuturor lucrurilor care au venit peste ei, pentru că la un moment dat peste această generație a venit comunismul și te-ai fi așteptat să fii spulberată. Ei, oamenii au ajuns în exil, alții în pușcării și unii au ajuns genii și repere culturali universale, cum e Mircea Eliade sau Cioran sau Eugen Ionesco. Și alții au ajuns în temnițe și au stat acolo 20 de ani, unii au murit acolo. Dar în temnițe au devenit sfinți, au făcut academii în asta, poate știi mai multe despre Aiud, de exemplu, care era considerat ca o academie, pentru că erau spuma țării, era întemnițat acolo. Dar asta spuneam, o generație, dacă se împlinește, poate schimba o țară în toate aspectele, de la cultură la economie. Azi mulți oameni se plâng că vremurile sunt grele, dar tocmai vremurile grele pot crea caracterii puternice, iar împlinirea rosturilor tale ca om nu ține atât de condițiile externe, cât de caracterul, hotărârea și lucrarea ta perseverentă. Mulți se justifică că nu au timp. Dar cei mai mulți fac asta pentru că nu înțeleg urgența și implicațiile profunde ale acestei lucrări personale. Reține lucrul ăsta. Adevărata în viață începe abia după ce ți-ai găsit misiunea personală. Până atunci sunt doar bâșbiele. Cum aș face dacă aș afla că mai am doar 3 ani de trăit? M-aș apuca să lucrez, înțeleg care e misiunea mea în viață? Ce aș face dacă aș afla că mai am 40 de ani de trăit? Îmi fac timp pentru asta? Când încep? Amân mereu?
până când. Dar știu că în realitate nu este de fapt vorba de lipsa timpului. De fapt e vorba de priorități rău stabilite, priorități în dezacord cu valorile personale. Ca să înțelegi lucrul ăsta, trebuie să-ți răspunzi la trei întrebări și să înțelegi răspunsul, îți va da o imagine clară despre asta. Cele trei întrebări care ar trebui să ți le adresezi ar fi asta. Ce schimbări? Ce pași ar trebui să faci ca viața ta să fie împlinită, să fie o viață împlinită? 2. Care sunt obiectivele tale pe termen mediu, pe, să zicem, 3-5 ani? Și a treia întrebare, ce pui pe primul loc în viața ta, în programul tău zilnic, săptămânal? Și hai să vezi dacă lucrurile astea sunt în acord sau în dezacord. Mulți oameni cu care am vorbit mi-au spus că e prea târziu. Sunt prea bătrâni, mi-au spus. Am 40 de ani. Nu mai este o oportunitate, nu mai este o idee asta. Am pierdut startul. Dar mi-a venit în cap viața părintelui Iustin. Perioada din viață cu cel mai puternic impact a părintelui Iustin a început la 72 de ani. După aproape 20 de ani de pușcărie, după 25 de ani de mănăstiri, după Revoluție, după 90, atunci s-a întors în satul natal și a început să construiască acolo o mănăstire. Ei bine, de la acea mănăstire au plecat zeci de schituri și de alte mănăstiri, s-au reeditat cărți, a fost o întreagă emulație în jurul părintelui și au fost sute de mii, dacă nu milioane de oameni prin chilia lui, oameni care, a căror vieți au fost atinse și schimbate de discuția cu părintele. Dacă ai urmărit până aici și ți-ai păstrat interesul, eu sunt bucuros și îți spun că o să detaliez strategia rost. Spuneam că strategia pe care am elaborat-o are 4 etape: rădăcini, orizonturi, strategie și tare ca piatra. Și etapele sunt detaliate în pași. Eu o să-ți arăt cei 8 pași și cele 4 etape în clipul următor, în video următor, și până atunci am să te rog să dai un comentariu aici, măcar să spui vreau cei 8 pași sau nu vreau cei 8 pași, să-mi scrii o părere a ta și să-mi spui cum vezi tu lucrurile astea. Și pregătesc următorul clip și o să detaliez fiecare din acești pași. Până atunci fii pe fază, ne vedem în clipul următor.